Oficial a fost dat startul la furnizarea căldurii în sistem centralizat pe raza municipiului reședință de județ în sezonul rece 2019-2020. La ora actuală, potrivit conducerea administrației locale, mai mult de 50% din sucevenii acordați la sistemul centralizat beneficiază de agent termic, avându-se în vedere că primele puncte termice acordate au fost cele care deservesc unitățile de educație. Până în prezent, mai mult de 50% din sucevenii care sunt acordați la sistemul centralizat beneficiază de apă caldă și căldură. Și am avut, în primul rând, în vedere, ca prioritate să acordăm în primul rând, punctele termice care alimentează școli, grădinițe, din informații care le am, toate instituțiile publice care sunt racordate la sistemul centralizat, școli, grădinițe, creșa, sunt alimentate cu energie termică, deci beneficiază de căldură. Municipalitatea promite că până la sfârșitul săptămânii toate punctele termice din oraș vor fi racordate, chiar dacă vor mai fi și zile mai călduroase. Cetățenii au această posibilitate ca de la scara bloc la gigacalorimetru, cei care nu doresc căldură, închid gigacalorimetru și nu consumă. Dar noi vom da căldură pentru că au fost într condițiile, 3 zile la rând, au fost pentru mai mici de 10 grade. În altă ordine de idei, începând din această săptămână, primăria Suceava a dat startul și la distribuirea către asociațiile de proprietari a cererilor tipizate pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuințelor în sezonul rece. Ele se acordă pentru perioada 1 noiembrie 31 martie, iar în funcție de veniturile obținute de solicitanți, compensarea pleacă de la 5% și poate ajunge în unele situații până chiar și la 100%. Ajutoarele se acordă atât celor care sunt racordați la sistemul centralizat, cât și celor care se încălzesc folosind curentul electric त्रिक्कर बुणे साउलेम ने